Salutare lumea, bine ați venit la un nou videoclip de pe canal. Astăzi mergem la Trifan în Piatra Neam, pentru că ne ajută să ne facem softul la mașină. Sperăm undeva la 530 de cai cu 800 Nm. Merg să mănânc rapid ceva, mi-am făcut bagajul, mi-am făcut tot ce trebuie și imediat plecăm. Ne vedem! Parem vom merge cu Passatul. Mergem cu Passatul. Am revenit de pe drum, suntem în Peco. Tata doar ce-a băgat niște motorină în Passatul ăsta frumos. Ia uite-te la el. Mai avem cam o oră până la cazare. Mâine dimineață ne ducem la Trifan, îl luăm și pe el, luăm și mașina și mergem la Bacău la Dino. Avem ceva treabă. Ne vedem probabil mâine dimineață. Am ajuns și noi la cazare, Passatul e acolo. Din ce am înțeles, te sunăm aici la numărul ăsta și să așteptăm pe cineva. Bună seara! Noi suntem la ușă la dumneavoastră. A sunat cineva mai devreme să rezerve o cameră pentru noi. Da, bine, coborăm. Vă așteptăm. Bine, cobor acum. Acestea fiind spuse, eu o să mănânc acum și ne vedem mâine dimineață. Neața, 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 doar ce ne-am trezit, am făcut un duș și acum ar trebui să ne punem pe drum să mergem să luăm pe Trifan, să mergem la Bacău. Hai să vedem cum va decurge ziua de azi, sper să nu crape nimic pe Dino pentru că va fi nevoie să cumpărăm un alt ambreiaj care e 800 de euro. Nu numai că dăm și o grămadă de bani, dar e și multă muncă, dai jos cutia de viteze, va trebui să schimbăm iar cardanul, trebuie să punem alt ambreiaj, să punem iar cardanul sus, să punem cutia de viteze și nu vreau să fac iar chestia asta, mi-a ajuns ce am cu săptămâna trecută. Revenim. Am ajuns și noi la Trifan acasă. Avem aici platforma cu ursul. Și nu avem nicio stare de aia. Am pus acum așa pe platformă. Tata pune chingile. Am pus rampele și cam atât. Vedem de pe drum. Patinează ambreiajul, nu știu ce e de făcut. Acum ne gândim și trecem la treabă. Sper să o putem rezolva pe aici, pe la service, să nu fie nevoie să plecăm acasă, că așa nu o să pot să ajung cu mașina la track day. Dacă nu ajung cu mașina la track day, o să fie un rezultat slab la etapă. Acum am terminat de pus cutia de viteze sus și cardanul. Și trebuie să dăm mașina jos. Iar o punem pe Dino. Sperăm să meargă. Am scos 440 de cai, trebuie să scoatem aproape 600. Patinează ambreiajul la 0 bar. Trebuie schimbat ambreiajul. Ne complicăm. Doar ce am făcut accident. El era pe banda 1, a semnalizat. Noi eram pe banda 2 și ne-am întors în față pe dublu continuă.
Noi am intrat în el deși am pus frână. Și omul a fugit de la locul accidentului. L-am urmărit cu tot cu platformă după noi, se vede pe platformă. Probabil e beat. I-am luat numerele. Avem camera în bord care a filmat. Cât timp îl urmăream, am sunat și la poliție. Și au zis să mergem la ei, să depunem plângere. Deci revenim cu update-uri. Doar ce am ieșit de la poliție, am dat acolo declarația și sperăm să fie bine să-l găsim. Dacă nu se prezintă în 24 de ore de la locul accidentului, îi se retrage permisul și mai departe să fie bine ca să nu fie rău. Muzica.